Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să vă învăț cum să vă schimbați butucul la ușă. Dacă cumva ați pierdut una sau mai multe chei, va trebui, în cazul meu, cheia e separată, va trebui să fie butucul scos, care aveți limba aici, trebuie să fie limba băgată înăuntru și butucul pe liber, adică la mine trebuie să miște asta. Vă cumpărați butucul, dar mai de a-l cumpăra, trebuie să identificați șurubul ăsta de aici, mai ales la ușurile termopan, vedeți că sunt șuruburile și de la spanioletă, nu ne interesează. Ne interesează un șurub cu stelară, care trebuie să iasă destul de ușor. Îl scoateți. Îl puteți refolosi dacă nu se potrivește șurubul vostru, dar de obicei ar trebui să se potrivească. Să revenim. Scoateți șurubul. Scoateți butucul ori în stânga, ori în dreapta. Vedeți în care parte iese. Băgați butucul nou. Dacă încape, cumva. Luați cheile din el, dacă le mai găsiți deja. Băgați și probați ca butucul să fie pe mijloc. Aici e pe mijloc. Încercați șurubul original. Dacă e prea lung, îl puteți folosi pe cel vechi. Mai ajustați ca șurubul să intre foarte ușor, trebuie să meargă cu mâna aproape. Mai multe spire. Trebuie să meargă cu mâna sau nu. Deci trebuie să meargă oricum, în orice caz, ușor. Nu trebuie să meargă forțat. Nu trebuie să vă rămână afară șurubul. Trebuie să meargă destul de ușor la capăt. Strângeți normal la simț și probați. Dați asta în sus. Dacă se încuie la ușile de termopan care rezumă cu spanioletă, nu mai trebuie să meargă înainte, în jos. Descuiați, să simte un mic hop. Trebuie să meargă astea sus, jos. Libere. Deci cam așa se schimbă un butuc. Și-a îngătat. Se poate proba și la încuiat. Să vedeți dacă se închide sau se deschide bine sau nu se deschide. Stați așa să vă mutăm cadrul. Se poate proba. Să încuie. Bine, noi mai avem adiționale încuietori. Pare nu le arăt. De aia am pus să fie în mijloc ușii. Noi mai avem un sistem de închidere sus și jos. Care intră direct în boia în drug, sus, la ușă, și unul jos care intră la fel.